Sărbătorile în familie nu mai sunt la fel. Un studiu arată că 60% dintre românii nu vor sta acasă de Paște și vor pleca în vacanțe. Destinațiile preferate rămân orașele europene. Românii preferă city break-urile în Europa și în acest an. Roma a rămas în topul preferințelor, acesta fiind cel mai vizitat oraș de către turiștii români. De asemenea, în mini-vacanța de Paște, foarte multe persoane vor pleca în Bruxelles și Berlin. Valoarea medie a unui bilet rezervat pentru perioada sărbătorilor de Paște este de 260 de euro. Cel mai ieftin bilet rezervat de români pentru o călătorie pascală a costat 38 de euro și are ca destinație orașul italian Milano, iar cel mai scump a costat 602,45 euro și are ca destinație capitala cehă Praga.